Dumnezeu să fie de Domnul, ca cerice, Părinte, ca Dumnezeu să fie stare să și biscădincioși. Un gând duhovnicesc. Pentru că este o zi mare pentru țara noastră și pentru biserica noastră. Răzmiindu pe Sfântul Apostol Andrei cel Întâi, chemat Pocrotitorul Domnului. Gândesc că pentru Sfântul Apostol Andrei a fost o șansă mare să-l aibă îndrumător pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și această șansă l-a făcut să îl cunoască pe Mântuitorul Hristos și să-i devină apostol. Această șansă s-a transmis mai departe pentru că poporul român, datorită Sfântului Apostol Andrei, a devenit creștin, ortodox. Și este o mare șansă pentru noi. Această șansă am moștenit-o de la părinții, de la moșii și strămoșii noștri. Și de asemenea, este un lucru remarcabil pe care trebuie neapărat să-l reținem și să respectăm credința moșilor și a strămoșilor noștri. Este o șansă mare că ne-am născut ortodoxi. Și părinții noștri, după trup, sunt părinți ortodoxi. Nu oricine are această șansă. Este o șansă din partea lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spuneam odinioară și în alte împrejurări, nu noi alegem când ne naștem, în ce loc, în ce timp, din ce părinți. Este decizia și hotărârea lui Dumnezeu. Am putea zice destinul nostru. Mitropolitul Bartolomeu ar zice rânduială lui Dumnezeu. Așadar, o șansă extraordinară că ne-am născut creștini ortodoxi și că ne-am născut din părinți creștini ortodoxi. Însă, așa cum Sfântul Apostol Andrei a avut șansa să-l aibă îndrumător pe Sfântul Ioan Botezătorul și apoi să fie apostol al Domnului Hristos și să devină la rândul lui șansa, iată poporului român, dar nu numai, și această șansă să se perpetueze până la noi, și noi trebuie să devenim șansa generațiilor, a contemporanilor noștri și a generațiilor care vin. Este o datorie sfântă. Și Sfântul Apostol Andrei, la acest lucru cred că ne îndeamnă, mai ales în ziua în care răzbim, să facem ceea ce a făcut El. Să fim ceea ce a fost El. Și să devenim fiecare, rând pe rând, întâi ucenici ai Sfinților, apoi ucenici adevărați ai Domnului Hristos, identificându-ne cu viața Domnului Hristos, pentru că la botez exclamăm și zicem că sunt Hristos, ne-am botezat cu Hristos, ne-am și îmbrăcat, și să devenim apoi propovăduitori. Pentru că ne îndeamnă Domnul Hristos și ne spune să-L mărturisim. Și cel ce mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. De asemenea, și cu aceasta încheie, este o șansă să avem Mănăstirea Mihai Bodă aici la Turda, o șansă să avem o asemenea oște care este condusă de Maica Stareța Andreea și de Părintele Duhovnic Ilie și de această șansă se folosesc mulți. Dintre cei care vin aici, dintre cei care se raportează la această mănăstire, dar și dintre cei care vin doar din curiozitate, premurând istoria noastră națională, pentru că ajungând la mausoleul lui Mihai Bodă, rând de rând, ajung și la mănăstire. Și ajungând la mormântul lui Mihai Bodă, ajung și la mormântul Domnului Hristos, care este altarul de jertfă al Sfintei noastre Biserici. Acestea fiind zise, vă doresc din tot sufletul
o zi binecuvântată din partea lui Dumnezeu și din partea Sfântului Apostol Andrei. Atât oștii de la Mănăstirea Mihai Bodă, cât și dumneavoastră celor care ați ținut să fiți în această seară la slujba privegherii și tuturor celor care simt, gândesc și cred românește și ortodox. Amin. Arrivederci și Fiul și